am intrat în game. 2000 atmosfera fi prima hartă, suntem în ruta de 64, să nu uităm acest lucru. Meciurile vor fi postate pe YouTube, le voi face un mic pachet așa de meciuri best of 3 și le voi introduce pe YouTube să vă bucurați cât se poate de mult de aceste gameplays. Bun! Am intrat în hartă și hai să-i prezentăm pe cei doi playeri. În colțul din dreapta sus al hărții îl avem de la Team Roti, numele lui este Cucu. Bun. Din nou o mică, nu știu, cred că este de la hartă, din câte am înțeles, de la Custom Games. Un mic bug aici pe hartă, în partea din dreapta, mi-a apărut o chestie albă foarte ciudată. Dacă nu stai atent și cred că dacă aș fi avut lumina stinsă pe în casă, cred că m-aș fi speriat de acea lumină albă. Bun. Și în colțul celălalt al hărții, de la Team Blazer, îl avem pe Christianer. Dacă nu mă înșel, Christianer este un polonez, parcă? Este din Polonia? Oricum, Polish guy. Vom vedea, o să avem un Polonia versus România. Bineînțeles, la fotbal vom pierde cu 10-0, dar la StarCraft avem șanse să câștigăm sau să pierdem cu 2-1, 2-0, nu se știe, depinde de Cucu, cât de în formă este în această seară și cât de bine se simte. Contează foarte mult încrederea, contează foarte mult cât de bine te simți. Dacă tu simți că vei putea câștiga acest game, mă, chiar îl vei câștiga, dar trebuie să simți chestia asta, trebuie să simți, să te simți foarte încrezător. Am observat chestia asta, e că poți bate pe oricine dacă tu te simți încrezător și crezi în puterile tale, adică chiar și să nu fii foarte pesimist, cum ar fi această probă care te împiedică să-ți iei această expansiune, zici, ok, bun, m-am împiedicat câteva secunde, nu este un capăt de țară. E câteodată când ești foarte negativist, chiar și acest expansion delay îți poate distruge tot gameplay-ul. Nu devii foarte pesimist, nu-ți mai arde de joc, nici micro nu o să mai ai, o să-ți pierzi controlul, o să fii supply blocked și așa mai departe, nu o să mai construiești SCV-uri, nu o să mai construiești unități, nu știi ce să faci în game și așa mai departe, pierzi tempo-ul, pierzi ritmul și vei avea șanse mari să pierzi tot acest game. Bun, vedem aici Tech Choice din partea lui Cristianer. O să fie un Stargate foarte interesant, bună alegere pe aia, pentru Cristianer pe această hartă. O să avem Oracle, probabil pe bara de producție. Cucu merge pe un al doilea Barracks, acolo pe bara de producție, dar avem și expansiunea. Nu vrea să rămână în urmă cu macro game-ul. Să vedem dacă va mai pune jos încă un Barracks, se îndreaptă acele SCV în colțul din dreapta și marea surpriză. O să fie o a treia expansiune. Wow! Cucu joacă foarte dur acest game. O să avem foarte multe SCV-uri cât de curând. Dacă Christianer nu va scauta și să vedem acel supply depot. Perfect acolo pentru Cucu. Va ridica imediat acel supply depot și adeptul nu va putea intra în main base să scauteze ce are acolo Cucu pregătit cu acea expansiune. Dacă Christianer ar vedea acea expansiune, ar încerca acolo un push foarte agresiv. Să vedem dacă Cucu va reuși să prindă acel adept. Ok, bun, adeptul nu s-a terminat acel trade în naturală și Cucu scapă acolo de o posibilă agresiune. Acum Cucu iese la atac cu o grămadă de mari. A trebuit să-și dea seama, Cristianer, că sunt prea mulți marini și probabil că au fost construiți din potențialul unor două barăci. Sper că își dă seama Cristian, oricum este un profesionist TOS player și vedem acolo un oracol care se va duce și va scauta, probabil că va intra în naturală, va încerca acolo să prindă vreun SCV, cel mai probabil oracolul, să vedem, sunt curios dacă Cucu va reuși să se apere, reușește acolo să distrugă un SCV foarte bine pentru oracol, două SCV-uri acolo pierdute din partea lui Cucu, nu este foarte atent acolo, Cucu are și în main base o grămadă de marine, o să mai reușească acolo să piardă 4 SCV-uri, incredibil, Cucu pierde o grămadă de unități aici, mai pierde și câțiva marini, foarte bun micro-ul cu acel oracol, incredibil Cristianul. Și în spatele acestui haras, din partea Protossului, vedem și o expansiune, a treia bază luată acolo de către Protoss. Cucu încearcă să revină în game, mai are încă un Barracks pe bară de producție, vedem și Steam Pack-ul, dar ar trebui să fie foarte atent pentru că nu avem
Factory și nici măcar Starport să produce Medivax, deci trebuie să fie foarte, foarte atent cu stimul, când îl va activa, unde îl va activa, în ce push îl va activa sau versus acest oracol, adică, ok, bun, dacă stimul activezi și distrugi acest oracol, clar merită acel stim, dar dacă vei reuși să activezi acel stim și nu vei reuși să prinzi acel oracol, practic ai irosit o grămadă de vieți, să zicem așa. Oricum, vedem două oracole în aceste momente. Oh, pierde acolo Cristiano un oracol incredibil, foarte bun Michael din partea lui Cucu. Mai reușește acolo Cristiano să distrugă două SCV-uri cu cel de-al doilea oracol. Era gata să mai prindă acolo un SCV. Două SCV-uri au căzut deocamdată. Cucu rămâne în urmă din punct de vedere economic, dar are în aceste momente trei command centere și poate să producă SCV-uri. Vedem două SCV-uri pe bară de producție. Poate să producă mules. Avem și mule hammer drop acolo naturală, main base. O grămadă de mules din partea lui Cucu. Are suficientă energie păstrată și pentru un scan. Mai reușește acolo să distrugă un SCV. Foarte interesant, SCV-uri care construia acel missile turret a fost distrus acolo din partea lui Cristiano. Încă două SCV-uri pierdute. Foarte multe unități pierdute. În aceste momente, Cucu se află într-o situație foarte, foarte dificilă. Ar trebui să pușeze, ar trebui să-l forțeze aici pe Cristiano să mai piardă câteva unități, dar nu vedem acest lucru. Cucu rămâne în a treia bază, încearcă să-și salveze cea de-a treia bază, probabil să se apere de acest push de Stalker. Avem Stalker Sentries din partea lui Cristiano. Blink-ul este finalizat acolo, vedem și plus un atac pentru acei marini și acei marauderi și deja push-ul lui Cristiano, foarte interesant. Avem acolo o grămadă de force field-uri, marauderi aceia din partea lui Cucu au pușat încercând să distrugă acele sentries, nu va reuși, dar oricum nu cred că Cristiano va reuși să spargă acest third base, să reușește acolo să distrugă câteva SCV-uri. Cucu cu un push foarte agresiv pierde acolo stimul și din păcate a forțat acolo un stim Cristiano. Asta își dorea în aceste momente. Cucu se află într-o situație foarte proastă. Vedem charge-ul pe bara de producție, vedem și plus un atac pentru acei stalker și zeloți. Și Cucu este forțat în aceste momente să se apere cum poate mai bine. Păcat că nu avem siege tank-uri. Un simplu siege tank ar fi redus la viața acest stalker. Cucu ar trebui să fie foarte atent cu acel orbital command. Trebuie să repare neapărat și vedem acolo repair-ul pe acel orbital command. Văd că acel oracol din main base nu prea mai folosește Cristiano. Ar fi putut să mai distrugă acolo câteva SCV-uri. Foarte frumos, stimul este activat pentru că avem și acel medivac, ne ajută foarte mult medivacul și Cucu se află într-o situație foarte dificilă, foarte mult stalker, blink acolo agresiv, vedem și SCV-uri scoase din linia de minerale încercând să distrugă acei stalker, deja 6 SCV-uri au fost distruse, în cele din urmă Cucu reușește să distrugă acel oracol, a fost acolo oracolul în naturală, l-am văzut pe minimap, este foarte greu să observăm toate aceste detalii, dar în cele din urmă Cucu reușește să scape de acel oracol care însemna foarte mult pentru Cristiano. Ar fi ținut pe Cucu acolo, ar fi teranul ar fi forțat să țină câteva unități în naturală și în main base. Foarte frumos Michael cu acel medivac din partea lui Cucu salvează acolo un marauder exact când acele hituri ale stalkerilor vor să tragă în acel marauder. Cucu imediat ridică unitățile în medivac și din păcate nu a fost suficient. Cucu pierde primul game versus Cristiano de la Team Blazer. Dar oricum a fost un build foarte ambițios din partea lui Cucu cu cele trei command center. Ideea este că a rămas în urmă, faptul că am construit cel al treilea CC a rămas în urmă cu producția, n-a avut medivax, n-a avut siege tank-uri și Cristiano a mers foarte simplu, blink stalkeri, câteva sentries pentru a împărți armata lui Cucu în două și așa a pierdut din păcate primul game. Probabil că și Cristiano l-a ajutat foarte mult acele oracole, a reușit să implementeze foarte mult damage și în primul rând a reușit să scauteze, a fost a treia bază, zis, tu ai a treia bază așa de repede, ai două barăci, o ai pe a treia pe bara de producție și încerc să mă faci în macro game, o să fac ceva mai interesant, o să mai construiesc încă un oracol, o să încerc să implementez foarte mult damage și te voi face să rămâi în două baze chiar în timp ce încerc să-ți iei pe a treia și încerc să-ți distrug a treia cu toți acei stalker cu blink și cam asta a reușit Cristiano. Un push, hai să zicem, relativ simplu. După Stargate a mers pe Toilet Council și după aceea a reușit să
să iasă pe hartă cu acei stalker, pentru că stalkerii au oferit o mobilitate superioară în acel, în acel game. Bun, trebuie să uităm acest match, ne concentrăm la cel de-al doilea game din acest best of 3. Suntem în runda de 64, APT Cup 106 Europa, live, 2 minute delay din păcate, nu putem să comunicăm foarte mult pe Twitch, dar vom posta aceste meciuri după ce se va termina turneul, probabil mâine sau poi mâine, când voi avea timp și voi încerca să postez cât se poate de repede. Vor fi puse în secțiuni, nu voi mai sta să mai decupez fiecare meci în parte, voi încerca să le implementez pe toate într-o singură postare pe YouTube și hai să ne bucurăm de cât mai mult StarCraft, să-i prezentăm pe cei doi playeri. Suntem pe Hardwire Lee, cea de-a doua mapă, în colțul din dreapta sus al hărții, de la Team Roti îl avem pe Cucu. Bun, un Terran player 5.9 ca Grandmaster în aceste momente top, hai să zicem top 40, top 40 GM. Și în colțul celălalt al hărții, de la Team Blazer, îl avem pe Cristianer, care este top 25, top 25, top 20, să nu mă înșel, dar cam pe acolo. Un Protoss player foarte, foarte puternic. Ne-a arătat cât de puternic este în ultimul, în ultimul match versus Cucu. Sunt curios ce va face Cristianer în aceste momente și sunt curios ce va face Cucu. Va merge pe 1-1-1 build, adică un barracks, un factory și un starport, sau va începe același build ca în ultimul game, adică 3 barăci urmat de un command center sau două barăci command center și după aia a treia baracă și încearcă să intre într-un macro game. Oricum este foarte riscant pentru că nu se poate apăra de un push foarte agresiv pe 3 baze din partea Protossului. Bun, îmi place foarte mult ce face Cristianer, exact același lucru fac și eu. Trimit proba un pic mai în față și după aia când ajung cu proba în naturală, ACV-ul deja trebuie să construiască acel command center. O să aibă 400 de minerale și va putea să construiască, da, și vedem aici din partea lui Cucu command center-ul pe bara de producție. Destul de bine, standard build pentru Cucu în aceste momente. Avem reactor, nu știu dacă Cristianer vede acest lucru. Ok, nu vede reactorul pe acel barracks, contează foarte mult să vadă un reactor pe acel barracks. Cucu cred că va merge pe un foarte rapid factory, deja strânge acolo câteva minerale și ceva gaz. Vedem doi marini pe bara de producție, dar o să avem factory-ul cel mai probabil din partea teranului de la Team Ropti. Da, va merge pe 1-1-1 build. Cucu în aceste momente, vedem și adeptul pe bară de poziție din partea lui. Îmi place foarte mult ce face aici Protossul, alege adeptul înaintea stalkerului și va încerca să scauteze, să vadă ce face teranul. Vedem și stalkerul după acel adept, îmi place foarte mult. Eu merg un pic mai diferit față de Cristianer, mai întâi merg pe stalker, nu știu de ce, să-mi ofer o mobilitate mai bună și o unitate mult mai puternică pentru un proxy barracks cel mai probabil, de asta mi-e frică, dar Cristianer este foarte curajos, de-aia și a ajuns Grandmaster. Fără curaj nu vei putea să ajungi foarte departe și merge pe un adept la începutul acestui game și va încerca să scauteze, să vadă ce face Cucu, să vadă ce are Cucu pe bara de producție, ce încearcă acolo să construiască, vede o mână de marini acolo, mai exact 6 marini, Cucu iese la vânătoare, vrea să prindă acel adept, nu cred că va reuși în cele din urmă, oricum poate să închidă de câte ori dorește acel supply depot și Cristianer pierde scoutul în aceste momente. Nu știe ce build are Cucu în aceste momente, dar știe că există o expansiune, știe că există 6 marini, sunt mult mai puțini marini față de ultimul game. Reușește acolo Cucu să distrugă un adept destul de bine, o mare victorie aici pentru Cucu. Vede și acel Helion cu care Cucu încearcă să scauteze foarte frumos micro acolo din partea lui Cristianer. Era gata să prindă acel Helion. Oh, și vedem un recall aici din partea lui Cristianer. A pierdut acolo ceva energie pentru acel recall. Nu avem Chrono Boost, probabil pentru a construi acea prizbă, dar Cucu cred că își merită valoarea cu acel Helion, oricum nu putea să implementeze foarte mult damage, trebuie să fie foarte neatent Cristianer ca să scape acel Helion în main base și natural și să implementeze foarte mult damage. Bun, Cucu încearcă aici să scauteze, să vadă dacă există ceva în a treia bază, dacă există ceva în cealaltă parte a hărții unde se află el, probabil un proxy pylon, un proxy stargate, un proxy habar n-am, proxy orice, proxy gateway. În fine, vedem colos din partea lui Cristianer. Wow, interesant, avem Robotics Bay și vedem un colos pe bara de producție. Cucu deocamdată nu știe ce are Cristianer, dar oricum Bănec este ceva foarte ciudat pentru că nu vede niciun tech aici în față, nu vede Toilet Council-ul. Aș fi preferat acolo un scan din partea lui Cucu sau să trimită un Raven
mai degrabă, dar probabil că Teranului este frică de un Dark Shine push cu acea prismă, dar are și acei marini plus acel Raven în main base, între main base și natural, probabil că așteaptă acel DT să pătrundă în main base, dar avem colosul, incredibil, aici Cucu nu-i vine să creadă, o să piardă foarte mulți bani, nu știu de ce n-a fost atent aici Cucu asupra acelui asupra acelui colos. Un Interference Matrix ar fi fost de folos și da, Christianer reușește să implementeze foarte mult damage, reușește să distrugă 4 ACV-uri în aceste momente cu ajutorul acelui colos, incredibil, foarte puternic acel acel colos. Și în aceste momente Cucu este forțat să scoată un Viking, vedem deja un Viking pe bara de producție, plus un atac acolo din partea Teranului, deja Protossul și-a luat a treia expansiune, continuă producția de probe și reușește acel colos să implementeze foarte, foarte mult damage. Sunt curios ce damage are în acest colos. Ok, este foarte greu de prins acel colos și să vedem 19 kill-uri pe acel colos, incredibil, din partea lui lui Christianer. Foarte mult damage pentru acel colos. Incredibil. Cucu este forțat să continuă producția de marine, marauder, vedem acum pe bara de producție. Un pic la cam dereglat, să zicem, pe Cucu în acest game, acest push. Pe oricine l-ar fi dereglat, să vezi astfel de push-uri, să zici, what? Pă bune, încerci astfel de lucruri, dar foarte bine aici din partea lui Cucu, este gata să prindă acea prismă. Scapă cu 22 la viața acea prismă, vedem recall-ul din partea lui Christianer, își va salva acel colos. 21 de kill-uri pentru acel colos. În aceste momente Cucu nu știe ce mai rămâne între naturală și main base. Ar trebui să iasă pe hartă și să pușeze deja. Mai avem acolo două barăși pe bara de producție cu tech lab-uri imediat din partea lui Cucu. Incam-ul pentru Teran este un pic cam low în aceste momente pentru că Protossul deja în a treia bază este saturată, are o grămadă de probe. Cucu, din păcate, rămâne în două baze. Încearcă aici un push, vedem două medivacs cu marin, marauder, se îndreaptă către main base, unde Christianer are toată producția de gateways. Vedem Forge, Turret Council, vedem acolo Shield Battery, Robotics Bay, Robotics Facility, vedem Extended Thermalance pe bara de producție. Nu mai vedem coloși, din păcate, din partea lui Christianer, vedem, am văzut acolo numai doi coloși din partea Protossului. Christianer scautează, vrea să vadă unde se află armata lui Cucu, dar nu-și dă seama că Teranul de la Team Rot încearcă aici un drop, probabil că a fost cautat din cauza acelui zelot care se afla pe mijlocul hărții și da, Christianer imediat și-a trimis toți acei stalkeri. Oricum, plus un atac a fost finalizat acolo, Extended Terminals va fi și el finalizat, o blink agresiv aici din partea lui Christianer și da, acest medivac drop va fi anulat foarte ușor, reușește să distrugă acea forgă, dar upgrade-urile nu prea le interesează în aceste momente pe Christianer, are plus un atac pe acei coloși, zeloți și stalkeri și poate să pușeze relativ foarte ușor. Vedem un al doilea Robotics Facility din partea Protossului de la Team Placer și în aceste momente poate să pușeze foarte ușor pe mijlocul hărții. Cucu își pregătește aici o armată destul de puternică, plus un atac pe acei marauder marini, Sea Tankuri, vedem și un Raven, un Viking, foarte puține unități de atac, de a combate acel colos, foarte frumos acolo, un blink foarte agresiv din partea lui Christian, reușește să distrugă acel Raven, incredibil. Cucu nu mai poate să lanseze acele Interference Matrix pe acei coloși, deci este forțat aici să facă cât se poate de mult micro, trebuie stimul să fie foarte bine activat, foarte bune force field-urile aici, a prins o grămadă de marauder, foarte frumos micro din partea lui Cucu, în schimb reușește să distrugă acolo un colos, dar Christianer se îndepărtează de acele Siege Tank-uri destul de bine poziționat cu acest stalker și cu acel colos. Christian în aceste momente, Cucu este forțat aici să distrugă ceva, vedem acolo 2-3 zeloții încercând să distrugă cea de-a treia bază pe care încearcă să o ia acolo cu foarte frumos micro. Cucu dă, reușește să dea cancel, reușește probabil să distrugă și acei zeloți, dar foarte frumos micro-ul aici din partea terenului de la Team Roti. Dar Christian se bucură de cea de-a patra bază, care ușor încearcă să trimită cât se poate de multe probe și să o satureze cât se poate de repede. Deocamdată, Cucu rămâne în două baze, wow, incredibil, cât
câte unități putem să construim pe două baze în acest game. 120 supply din partea lui Coco, Cristian are 159, acum vedem 163, după ciclu de orpare de zelos, vedem și un colos pe bară de producție. Cristian vrea să rămână la 3 coloși și după aia să meargă pe producția de Immortal în acest game. Să vedem acest engage din partea lui Coco. Coco scoate civilul din ea de minerale și încearcă aici să distrugă acei stalker, dar avem foarte mult zelos charge pe acei zelos, plus 1 atac. O să avem și plus 1 armură, nu are Cucu ce să facă, zeloții sunt de nebătut în aceste momente și Cucu va abandona cel de-al doilea game și Cristianer câștigă acest best of 3 și se califică în runda de 32.